Cât despre lecția de pariuri, haideți să discutăm un subiect foarte interesant pe care îl pun în practică foarte mulți în viața de zi cu zi la pariuri, și anume pariul pe ambele echipe marchează. Da? O să dau drumul la ecran ca să vă arăt ce trebuie să știți. Bun, am deschis la fel ca de obicei etapa de Premier League. După cum vedeți aici, meciul cu cea mai mare sumă de bani tranzacționată până acum este cel dintre Newcastle și Aston Villa. Dar asta de ce? Pentru că este primul. Adică se joacă vineri, celelalte de duminică o să mai aștepte să intre bani. Hai să intrăm pe el și mergem în piața de ambele echipe marchează. Da? Până acum 2000 și ceva de lei tranzacționați nu e mult, dar uite, cotele sunt pentru da și pentru nu, sunt aproximativ egale. Bun, trebuie să ne facem un pic temele, facem un pic de research. Uite, mergeți pe Soccer Stats, e unul dintre cele mai folosite, după cum v-am învățat. Suntem pe Premier League, căutăm aici, mergem la matches și luăm meciul dintre Newcastle și Aston Villa. Dăm aici pe Head to Head, dăm mai jos la statistici, să vedem la fiecare în parte. Ia să vedem. Newcastle versus media competiției, da? Procentajul de meciuri în care au marcat ambele echipe, 52% pentru Newcastle, media competiției undeva la 46%. La Aston Villa însă, doar 35% din etapele lui Aston Villa, în doar 35% au marcat ambele echipe, da? Acum, dacă adunăm cele două, 35 cu 52, cât fac, domnule? 87, da? Facem o medie a celor două, asta înseamnă 43,5, da? Bun. Hai să deschidem calculatorul. Dacă îmi spunea cineva că e de matematică emisiunea asta, nu mă mai prezent. 100 împărțit la 43,5, să vedem cam care ar fi cota la care vrem noi să pariem pe da, adică ambele echipe marchează, exprimată de procentajul de reușită de până acum. E, avem undeva la 2,29, 2,30. Da? Foarte simplu, 2,30. Atunci, în cazul ăsta, ce facem noi? Dacă pariem pe ambele echipe marchează la această cotă 1,96, cea mai bună disponibilă în acest moment, noi pe termen lung vom ieși în minus. Pentru că dacă vrem să jucăm la o cotă corectă, care pe termen lung să ne garanteze profit, trebuie să luăm de la 2,30 în sus. Și ce facem în cazul ăsta? Păi ne setăm un pariu aici, pentru că pe Betfair Exchange putem face asta, și punem cota 2,30. Setăm aici miza și pariul nu va fi tranzacționat decât atunci când valoarea cotei va atinge valoarea pe care o dorim noi. Bun, dacă vreți să faceți trading, nu o să confirm pariul, v-am dat doar ca exemplu ca să vedeți aici. Dacă vreți să faceți trading, cea mai bună soluție ar fi ca în cazul acesta să intrați cu pariul de tip contra, da? La cotă 2, pentru că posibil ca meciul să înceapă lent și cota să ajungă la 2,30 unde vrem noi și în acel moment am făcut niște bani indiferent de rezultat, pentru că facem acel greening up de care vă povesteam. Da? Ce voiam eu să vă mai zic, cum anume calculăm valoarea cotei pe bec și pe lei. Da? Uite, de exemplu, pe piața de rezultat final, ca să vă dau un exemplu. Da? Dacă noi pariem pro, când pariem contra, este ca și cum am paria pe, uite, dacă pariem pro pe Aston Villa, ar însemna 2 solist, da? Dacă vrem să pariem contra, e ca și cum am paria pe 1x, da? Bun, cum facem ca să aflăm asta? Există o formulă, da? Practic, o să scădem 1 din valoarea cotei pe solist, da? Apoi, rezultatul, facem 1 împărțit la acel rezultat și adunăm 1. Știu că o să mi se pară greu, dar hai să vedem. Uite, 2,08, da? O să vă demonstrez. 2,08, da? Deschidem calculatorul, scădem 2,08 minus 1. Ne dă 1,08, normal. 1 împărțit la 1,08, să salvați filmulețul ăsta,
este 0,92, da? Și adunăm 1 aici, ca să aflăm valoarea cotei corecte. Deci undeva la 1,92 trebuie să fie valoarea cotei pe 1x. Hai să mergem pe șansă dublă. Ia uitați-vă, gazde sau egalitate, acolo e, 1,9 cu 1,93, da? La fel dacă avem, de exemplu, o cotă de 1,40, să zicem, pe solist, cât ar trebui să fie valoarea X2 pentru ca noi să fim acoperiți bine în piață, da? Să aflăm. Asta ar însemna 1,40 minus 1, 0,40, da? 1 împărțit la 0,4, 2,5 plus 1, 3,5 trebuie să fie valoarea pe X2. E la fel și, la fel și la ambele marchează, aia voiam să vă arăt că dacă noi vrem 2,30 pe ambele marchează, atunci pe nu, adică nu marchează ambele, ar trebui să fie probabil undeva la 1,70 și ceva din niște calcule rapide. Da? Și în cazul acesta, dacă mergem din nou pe piața de ambele echipe marchează, noi putem să intrăm cu pariul de tip pro pe nu, pentru că are deja cotă 2 și să așteptăm ca el să ajungă la valoarea de 1,70 și ceva pe contra ca să ieșim tot așa cu bani, indiferent de rezultat, cu profit, indiferent de rezultat. Ajungem!